Schimbările climaterice reprezintă o amenințare la adresa democrației și a drepturilor fundamentale ale omului, în special în cea mai vulnerabilă parte a populației din țările cele mai sărace. Aceasta este una dintre principalele concluzii ale raportului elaborat de raportorul special al ONU pentru sărăcie extremă și drepturile omului, Philip Elston. În prezent nu se depune efort suficient pentru a rezolva problemele de mediu, în ciuda avertismentelor de zeci de ani ale specialiștilor și oamenilor de știință. Elston subliniază în raportul său că omenirea se poate afla într-o situație de discriminare minare climatică, când bogații vor avea posibilitatea să plătească pentru a evita căldura, foamea și conflictul, în timp ce restul va trebui să sufere de toate aceste dezastre. Datele raportului arată că țările în curs de dezvoltare ar suporta trei pătrimi din deșeurile legate de criza climaterică. Cu toate acestea, 3,5 miliarde de locuitori ai acestor țări pot răspunde doar pentru 10% din deșeurile de dioxid de carbon, în timp ce 10% a cele mai bogate părți a populației lumii se fac vinovați de 50% din totalul emisiilor. Lipsa acțiunilor de prevenire a schimbărilor climaterice vor duce la lipsa și mai mare de apă pentru cele mai sărace state ale lumii.